ne-am întors la Neața, avem concurs. Vorbim puțin despre America Express. A fost și aseară episod la care am adormit pe la 11 și ceva. N-am... Ce-ai puțin, băiatul? Ce mă împungeți cu astea? Atenția. Puteam să-mi scoateți un ochi. Așa e. Din ureche. Tu ești ca în desene când îți iei un bulgăre de zăpadă în ureche și șchiopătezi. Să vă zic ce puteți să câștigați la concursul nostru cu America Express. Astea sunt premiile din stânga mea. Nu steagul, steagul nu-l luați acasă, ci luați un rucsac exact ca ce... S-au schimbat, mă, nu mai sunt alea ca la noi. Nu mai sunt, nu. Sunt mai... Uite, sunt mai imper... astea sunt impermeabile. Noi aveam husă. E mai mici. Noi aveam husă. Pentru și câștigați și un abonament la Antena Play, care este valabil un an. Pentru că acolo puteți să vedeți și episoadele pe care le-ați ratat. Avem pe cineva la telefon pentru sezonul 6. Știți puțin, pentru ce... Rog să vorbești mai încet, că a dormit Bucălaie și nu vreau să vorbesc. Spectacol de seară. Corina, bună dimineața! Dimineața. Bună dimineața, Corina! Fană America Express, Asia Express? Fană răită. Fană răită. Știi că poți să ajungi la anul, nu să concurezi, ci măcar o etapă să vezi prin ce trec concurenții, producția și tot ce se întâmplă acolo. Mi-aș dori extrem de mult. În ce țară ți-ai dori să fie următorul sezon? Ce ai vrea să vezi? Brazil! Brazilidade e comércio de Brasil, de America de Expresso. Dar... Corina, înainte de a începe jocul și de a-ți alege echipa cu care vrei să joci, am o întrebare pentru tine ca să putem merge mai departe. Vreau să-mi spui în ce oraș din Columbia s-a desfășurat misiunea religioasă pentru a doua imunitate de aseară. Îți dau variante sau știi deja? Știu deja, în Buga. În Buga, răspuns corect! Cine a câștigat aseară imunitatea mică? Aris și Alexia. Ok, ok, acolo mi s-a rupt filmul puțin. Acolo i-a țipit? Am adormit acolo, da. Astăzi este cursa pentru... N-am auzit atâtea rugăciuni din partea unor păcătoși. De mult. Astăzi jucăm un joc în premieră la Neața. Echipele sunt aceleași. Răzvan joacă cu Ramon, Acuza joacă cu Bucălaie. Păi ori ne batem, orice facem. Băi, ascultă aici, că după aia nu știu ce să faci. Băi, n-auzi că s-au bătut unii la Târgu Jiu în cofetărie. Da. S-au certat, da, de la amandine. Voi trebuie să puneți mălai peste rotonda asta. Da. Și tu la fel. Peste cer. Faci ce face domnul ăsta, da? Dacă nu știi, te uiți la el. Da. Desene maiașe. Dar tu cum zici, la giratoriu, tot rotondă? Rotondă. O să apară în spatele colegilor voștri. Voi nu vă întoarceți cu spatele, vă rog frumos. Ba, cu spatele stăm. O să apară... Nu vă întoarceți cu fața, am să zic. O să apară niște desene pe care voi trebuie să le reproduceți după ce puneți mălaiul aici. Va fi același desen pentru niște amândoi? Cuvinte, pardon, nu știu, niște desene. Va fi același cuvânt pentru amândoi? Asta vom afla, lasă-mă. Întrebările. De unde să știe, că e reprezentator, ești bun. Ne spui 5 cuvinte domeniu? La fiecare echipă, ce e așa greu, sunt 90 de secunde. Ne pregătim cu aia aici. Te rog să-ți pregătești. Ne spui din ce domeniu? Trebuie să pun și o mălaiu. Nu, pregătiți-vă asta rotondă. Corina, mai ești cu noi la telefon? De la Târgu Jiu când vă mălai. Corina, spune cu ce echipă vrei să joci, Răzvan Ramona sau Cuza Bucălaie? Mulțumim din suflet, Corina. Răzvan Ramona. Tocmai de-aia mulțumim din suflet, că n-avem presiune. Așa dădea mama aia la găini. Deci voi doi. Voi doi nu vă întoarceți cu fața la ecran. Corina, pui presiune pe noi, cum pune Cuza pe cureaua aia, mă rog. Prea bună. Și putem. Păi dacă n-am alta. Nea Florine, trebuie să ghiciți cuvintele. Ramona, o să înceapă, tu vreau să taci. Eu... Nu, aveam o întrebare vis-a-vis de regulile jocului. Spune. Putem la un moment dat să facem schimbul între noi? Dacă te consideri că Cuza e deloc talentat, da. La desen? Da, la desen, la desen. Fai de mine, aveam 10 în clasa 2. Ramona, ești pregătită? Da, da, de Răzvan, că parcă pune pe Ramona, o să stau în spatele tău aici, pentru ca coada ochiului tău sau cel de treilea ochi de la spate de aici să nu se uite. Nu e acolo al treilea ochi. Da, unde e Răzvan? Știam că la ceafă e. Nu e, dar nu e. Frunte. Da. Răzvan, ești pregătit? Da. Începem. Începem eu cu primul desen. La Răzvan și Ramona, în 4, 3, 2, 1... 90 de secunde încep acum. Dă-te, mă, că nu văd. Hai să... Fai de mine, am voie să mă uit acum, Florin? Da, tu poți să te uiți. Da, greu. Tu poți să te uiți, e greu. E greu, Ramon. E greu. Da, greu. E greu, Ramon. Cum vrei să desenezi, cu fața la ea sau cu fața la tine? Ce-ai, până faci Răzvan să intre. 41, bătrân. Ce? Casă. Nu, o să vă dau tuturor un indiciu. Mijloace de transport. Ah, tramvai. Prea simplu. Am mers numai cu 41 toată facultatea. Ce zici, mai bă?
atingea ceva. Băi, nenorocită! Hai, Răzvan, următorul. Hai, 20 următor de secunde, cât de multe puteți. Ia vezi aici. Mamă. Alt mijloc de transport cu care ai mers înainte de facultate. Da, bravo! Ce trotinetă, bicicletă, jucăm așa, căruță. Fără vorbă, domnul Răzvan, primi reclamații că ăsta nu s-a pus punctul. Îți dau cu rotunda asta. Nu s-a pus punctul, fără vorbă. Fără vorbă. Am venit doar să-l susțin pe Florin, să-l contrazic cum face la fiecare. Am și căutat pe Google rotondă. Există? Da. Există rotondă. Bineînțeles. Mai e 15 secunde. Da? A nimerit. Următorul cuvânt. Păi n-avem cuvinte. Acum următorul cuvânt. Taci, mă, din gură. Gata. Și mai sunt câteva secunde. Hai, vezi, Daia n-are coada ur, Florine. 3. Mijloc de transport. Da, avion. Se pune. Tăiem doar căruța de acolo. Am avut mai mult. Aceeași categorie rămâne și la noi? 3 corecte. Aceeași categorie rămâne și la voi. Domnul Cuza, domnul Cucălaie. Da, ăsta pentru ce? De ce vi l-a dat? Ne-a văzut mai pușalele și ne-a dat desenele de sus. 20 de secunde și pentru voi, în 3, 2, 1, desenează. Stai să vedem ce ai. Ia să vedem. Ia, să faci spre mine orice ar fi. Uite-te, ești tu în perspectivă. Autobuz. Nu, tren. Bravo, ești deștept. Tren, primul. Mă rog, haide să le păstrăm. Desenează la fel. Atributele pentru... Tren! Autobuz! Bravo! Păi da, mă, dar le ia prin eliminare, mă. Dar nu e adevărat, a făcut două răci și celălalt te-a făcut cel. Fii atent! Bubule! Da, văd, sunt acolo, sunt cu tine. Asta este bicicletă toată ziua. Hai, să ne arunzi de la început, mă. Exact. Așa, asta este vapor. Barcă! Barcă! Nu-ți că e pătim să nu fim mai plin. Fii atent, Bucălaie, fii atent! Sunt atent, dar fă ceva să fiu atent! Acum fac, uite-l! Bă, n-am mers la noi, a rămas la trotinetă. Toate trotinetele... Oaie, cal! Nu, da, ați câștigat azi. Bravo. Pare rău, Corina. Chiar îmi pare rău, Corina. Bravo, dar n-am să explicat, n-a zis nimic, mă. Bă, înainte a fost da, mai adevărat, simplu. Exact. Premiul acesta vine spre tine, Corina. Sper ca data viitoare să ai mai multă inspirație și să alegi tineretul. Să fie o lecție pentru toți cei care urmează să participe la aceste jocuri, pentru că se pare că în ultima perioadă... Diseară e încă un episod de America Express. Este cursa pentru ultima șansă. Îți mulțumim și ție, Corina, că te uiți și la noi și la America Express. Și cine știe, poate o să fii tu sezonul viitor împreună cu ei, chiar în Brajeu. Ești gata? Imagina o dată țara. Brajeu. Așa mi-a plăcut. Brajeu, Dani. Pantalonii ăștia, te zici că e furat de la Dani. Din...